orele 15 și 17 astăzi, circulația în centrul capitalei va fi restricționată în legătură cu vizita premierului român Victor Ponta. Sunt vizate străzile Vasile, Alexandrii, Veronica, Mihai Bănulescu, Bodoni, Mitropolitul Varlaam și Bulevardul Ștefan cel Mare. La fel, în zonele respective va fi interzisă parcarea unităților de transport. Guvernul român, în persoana prim-ministrului Ponta, va acorda, între altele, un ajutor de 1 milion de euro pentru repararea teatrului Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Pe un segment de 37 de kilometri al traseului Hâncești-Lăpușna încep lucrări de reparație. Despre aceasta a comunicat ministrul transporturilor Vasile Botnar, care a precizat că în acest scop sunt planificate cheltuieli în valoare de circa 19 milioane de euro din surse europene, iar lucrările vor dura până în 2016. Anul trecut a demarat și reconstrucția traseului Chișinău-Giurgiulești pe o lungime de 86 de kilometri. În cadrul unei emisiuni televizate, premierul Iurie Leancă s-a arătat extrem de preocupat de situația de la Banca de Economii. Oficialul a precizat că subiectul a fost discutat chiar cu FMI și Banca Mondială. Leancă a menționat că problemele BEM se datorează și managementului defectuos care a fost la conducerea băncii nu doar din 2009, dar și anterior. Totodată, premierul a declarat că a discutat cu instituțiile responsabile de investigarea cazului Băncii de Economii și le-a solicitat îndeplinirea obligațiunilor conform legii. Anterior, Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, l-a acuzat pe liderul PLDM de fraudarea BEM cu milioane de lei, acuzații respinse de Vlad Filat, care l-a dat pe Ioniță în judecată. O comisie specială de anchetă a stabilit că reprezentanții Comisiei Naționale pentru Integritate, care controlează declarațiile de avere ale funcționarilor, au la rândul lor bunuri nedeclarate, scrie ziarul de gardă. Printre bunuri se numără mașini, dar și conturi bancare. În raportul comisiei de anchetă se menționează că au fost depistate cazuri când atât președintele cât și membrii ai CNI favorizează transferuri dubioase ale averilor pe numele prietenilor sau rudelor. Acuzațiile sunt respinse de reprezentanții Comisiei pentru Integritate, care spun că ele nu corespund realității, mai titrează ziarul de gardă. Guvernul României a dispus eliminarea taxelor consulare pentru cetățenii români din Moldova la o serie de servicii. Astfel, printre plățile anulate se numără și cele pentru întocmirea certificatelor de naștere a copiilor născuți peste hotarele României sau eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii de până la 6 ani. Uniunea Juriștilor din Moldova a lansat un proiect de luptă anticorupție în sistemul educațional. În cadrul acestuia vor fi create rețele de studenți în cadrul universităților care vor promova în rândul tinerilor ideile despre consecințele nefaste ale actelor de corupție și rolul major al fiecăruia în prevenirea astfel de cazuri. Proiectul este finanțat de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație prin intermediul Fundației Est Europene. Fostul lider al URSS, Mihail Gorbaciov, în vârstă de 83 de ani, a fost spitalizat, starea lui de sănătate agravându-se în ultimul timp. Despre aceasta a anunțat chiar Gorbaciov, spunând că este conectat la un aparat, dar este decis să lupte și să se facă bine. Ex-președintele sovietic a obținut în 1990 Premiul Nobel pentru Pace. Rețeaua de socializare Facebook a devenit mai puțin atractivă în rândul adolescenților. Despre aceasta dovedesc rezultatele sondajului realizat în perioada primăvară-toamnă curentă de firma americană de cercetare Piper Jaffray. Astfel, dacă înainte printre cei 1,3 miliarde de utilizatori, 72% erau tineri cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani, acum aceștia alcătuiesc doar 45%. Mai multe tabloide din Marea Britanie titrează că Kate, ducesa de Cambridge, ar fi însărcinată cu două fetițe. Mai mult, eventualele nume pentru acestea ar fi Elizabeth și Margaret. Zvonurile nu au fost confirmate deocamdată de Casa Regală. Vestea despre cea de-a doua sarcină a ducesei a fost anunțată pe 8 septembrie. Cuplul princiar mai are un băiețel, George, născut pe 22 iulie 2013. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. În timp ce leul moldovenesc pierde din nou în fața euro, câștigă în schimb în fața dolarului american. Astfel, cu 12 bani s-a scumpit față de ieri un euro, fiind cotat azi cu 18 lei și 81 de bani. Dolarul, dimpotrivă, s-a ieftinit cu 2 bani și înregistrează azi o valoare de 14 lei și 74 de bani. O ușoară creștere cu 3 bani atestă leul românesc, care costă azi 4 lei și 27 de bani. La prețurile de ieri au rămas hrivna ucraineană cu 1 leu și 13 bani și rubla rusească, care costă tot 36 de bani.